Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Bruci în ședință ordinară. Primarul Comunei Bruci în județul Bacău, conformitate cu prevederea articolului 233 alineatul articolului 34 alineatul 1, litera și articolul 196 alineatul 1, litera D, din ordonanță de urgență a Guvernului României numărul 57/2019, privind codul administrativ, dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local Bruci în ședință publică ordinară în data de 30 septembrie 2019, orele 13 la sediul Primăriei Comunei Bruci, biroul primarului. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție în dințare rețea de distribuție gaze naturale în Comuna Bucii, în județul Bacău, inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor neeligibile cu finanțare buget local pentru obiectivul de investiție în dințare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de curare în Comuna Bucii, în județul Bacău, inițiator primarul comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind însușirea raportului de audit financiar numărul A26-960 R1 din 29-07-2019 și a deciziei numărul 27 din 22-08-2019 emise de Camera de Conturi județul Bacău. În urma acțiunii de audit financiar asupra contului anual de execuție bugetară pentru anul 2018 al UAT Comunei Buciu, inițiator primarul comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți al Consiliului Local Bucium ca membri în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Comuna Bucium, inițiator primarul comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului teren în suprafață de 205 metri pătrați situat în Comuna Bucium, județul Bacău, cu destinația de amplasare stației de reglare, măsură și zonă de protecție pentru obiectivul de investiție, înființare rețea de distribuție gaze naturale în Comuna Bucium, inițiator primarul comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului de dotare cămin cultural în sat Bucium, Comuna Bucium, județul Bacău și solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditorilor pentru IMM, inițiator primarul comunei. 7 diverse. Doamna președinte. Ordinea de zi fiind prezentată, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Mulțumesc. Supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nimic. Mulțumesc. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a prezenta primul subiect al proiectului, primul punct al ordinii de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții în înființare rețea de distribuție gaze naturale în Comuna Bucii, județul Bacău. Doamne și domnilor consilieri, motivat de acord cu dumneavoastră cu privire la sumele prevăzute în bugetul local din acest an pentru începerea demarării procedurii de derulare a investiției în înființare rețea de distribuție gaze naturale în Comuna Bucii, județul Bacău, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am venit cu propunerea de aprobare a indicatorului tehnico-economic și de aprobare a realizării investiției și de realizarea a lucrărilor în sumă totală de 20.868.458 lei, cu TVA inclus, din care C plus M, 17.924.574,16 lei, cu TVA inclus, conform devizul general întocmit de SC Constant Construcție RD Iași. Indicatorul actualizat sunt prevăzuți în anexa la proiectul de hotărâre. Având în vedere importanța acestei investiții, consider necesitatea aprobarea celor despre care am făcut vorbire mai sus, astfel încât rog analiza și dezbatere proiectului de hotărâre. Doamnă președinte. Da, mulțumesc. Dăm cuvântul doamnei președinte a Comisiei Economice să-și pună punctul de vedere. Mulțumesc. Proiectul a fost studiat de membrii Comisiei și a fost de acord toți. Supunem la vot. Cine este pentru? Sunt abțineri. Împotrivă? Bine, mulțumim. Dăm cuvântul pentru ordinea de zi, la punctul 2 al ordinii de zi. Referat din motivarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea cheltuielilor neeligibile cu finanțare buget local pentru obiectivul de investiție în înființare rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare și stație de curare în Comuna Bucii, județul Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, așa cum am mai prezentat și cu ocazia aprobării bugetului local pe anul 2019, precum și cu ocazia prezentării raportului primarului cu privire la starea economică, socială și de mediu al comunei, iar ulterior în ședința din 20 mai 2019, când s-a analizat și aprobat cheltuielile neeligibile, avem în prezent în derulare contractul pentru execuția lucrurilor de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Bucium. Urmarea instrucțiunii numărul 2 de 2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică sectorială
dar țin la aplicarea ordonanței de urgență a Guvernului României, numărul 114/2018, s-a solicitat adoptarea unei hotărâri prin care Consiliul Local Purșim să aprobe valoarea cheltuielor neeligibile autorizate de la bugetul local pentru obiectivul investiției în înființare de rețea de alimentare cu apă și stații de epurare în comuna Purșim, județul Bacău. Actualizarea acestor cheltuieli neeligibile este justificată de faptul că în momentul în care au fost aprobate inițial în luna martie 2019, nu s-a inclus și contribuția asiguratorului pentru muncă în procent de 2,25%, întrucât acest gen de cheltuială nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile, se impune actualizarea acestui tip de cheltuieli la suma de 230.450,73 lei. Întrucât consider că acest obiectiv de investiție este foarte important pentru locuierile statului Bucim și trebuie continuat, am inițiat acest proiect de hotărâre pe care îl supun spre analiză și aprobare și care va sta la baza încheierii actului adițional numărul 4 la contractul de finanțare. Doamna președintă. Mulțumesc, doamna președintă a Comisiei Economice, aveți cuvântul. Mulțumesc. Și acest proiect a fost studiat privind cheltuielile neeligibile. Toți membrii Comisiei au fost de acord. Mulțumim. Dacă sunt discuții, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține, contra, mulțumesc. Domnule primar, punctul 3 pentru ordinea de zi. Referat de motivare, privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la însușirea raportului de audit financiar A26/960 din 29.07.2019 și a deciziei numărul 27 din 22.08.2019 emise de Camera de Conturi Județul Bacău în urma acțiunii de audit financiar asupra contului anului de execuție bugetară pentru anul 2018 al OAT Comunei Buci. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre supus astăzi de analiză dumneavoastră are în conținut aprobarea raportului de audit financiar numărul A26/960 din 29.07.2019 și a deciziei numărul 27 din 22.08.2019 emise de Camera de Conturi Județul Bacău în urma acțiunii de audit financiar asupra contului anual de execuție bugetară pentru anul 2018 al OAT Comunei Buciu. După cum știți deja, în perioada 26 iunie-29 iulie 2019 s-a desfășurat acțiunea de control efectuată de inspectorii Camerei de Conturi a Județului Bacău la Primăria Comunei Buciu. În urma desfășurării acestei acțiuni s-a comunicat către instituția noastră adresa numărul 1062/1 din 22.08.2019, prin care s-a înaintat raportul de audit financiar numărul A26/960 din 29.07.2019 și decizia numărul 27 din 22.08.2019, adresa înregistrată la instituția noastră numărul 3434 din 26.08.2019, documente pe care le-am atașat proiectul de hotărâre și care fac parte din aceasta. Materialul este destul de vast, tocmai de aceea, întrucât face obiectul analizei mai întâi pe comisii de specialitate și pe baza celor concluzionate în urma analizei pe comisia, urmează a fi analizat și în plin, pentru care nu voi mai detalia fiecare măsură stabilită în parte. Precizez totuși că întâlnirul legal al inițierii proiectului de hotărâre este prevăzut în hotărârea plenului Curții de Conturi numărul 155/2014 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, articolul 181, care prevede prin altele și faptul că, în cazul controlelor efectuate la entitățile aparținând la administrații publice locale, decizia va cuprinde o ultimă mențiune din care se rezulte că în termen de 10 zile calendaristice, de la data primirii conducătorului entității, la care s-a efectuat verificarea, va prezenta Consiliul Județean, Consiliul Local, Consiliul de Administrație, Ordonatorului Secundar, Ordonatorului Principal de Credite sau altă organisme ierarhic superioare, în funcție de modul în care este organizată și condusă entitatea. O copie de pe raportul de control și pe decizia cu măsurile dispuse de către structurile Curții de Conturi. După prezentarea și transmiterea acestora conducătorului entității, verificate va informa în scris structura de specialitate a Curții de Conturi care a efectuat acțiunea de control privire la îndeplinirea acestei obligații. De cum și în dispoziția articolului 129 alineatul 1, articolul 129 alineatul 14 și articolul 136 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României numărul 57/2019 privind codul administrativ. Față de cele prezentate, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Doamna președinte. Mulțumesc. Doamna președinta Comisiei Economice, vă rog prezenta punctul de vedere. Comisia a studiat acest proiect privind raportul de audit financiar și au dat aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții, vă rog. Mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru?
Mulțumim. Unanimitate, punctul 3 trece. Vă rugăm, domnul președinte, domnul primar. Punctul 4, da. Referat de motivare privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la desemnarea a doi reprezentanți al Consiliului Local Buciu ca membri din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Comunei Buciu. Doamne și domnilor consilieri, urmarea solicitării formate prin adresa numărul 564 din 14.08.2019 de Școala Gimnazială Buciu de a desemna doi reprezentanți al Consiliului Local Buciu în Consiliul de Administrație al Școlii pentru anul școlar 2019-2020, am inițiat acest proiect de hotărâre prin care se oferă posibilitatea ca în plenul acestei ședințe să se desemneze cei doi reprezentanți solicitați. În conținutul proiectului de hotărâre am formulat propunerea pentru doamna consilier moldoveanu Gașcu Rodica și domnul consilier Denciu Ion, pe considerentul că sunt persoane tinere care au dorința și capacitatea de a se implica în activitățile școlare, urmând ca în urma hotărârii dumneavoastră să consfințiți această propunere sau să propuneți alte persoane pe care considerați mai potrivite. Mai precizez că inițierea proiectului de hotărâre are ca temei legal articolul 1 și articolul 4 literale din ordinul numărul 4619/2014 al Ministrului de Educație Naționale pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație și Unităților de Învățământ preuniversitar, în care se precizează unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, denumite în continuare unități de învățământ, sunt conduse de consiliul de administrație, de director și, după caz, de directori adjunți. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, Consiliul de Administrație și Director conlucrează cu Consiliul Profesional, cu Consiliul Reprezentativ al Părinților și cu autoritățile administrației publice locale. Consiliul de Administrație se constituie din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează. În cazul în care Consiliul de Administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, primar sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți al Consiliului Local și 2 reprezentanți al părinților. Având în vedere cele menționate, rog aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Mulțumim, dăm cuvântul doamnei președinte a Comisiei Juridice. Vă rog, doamnă. Mulțumesc. Membrii Comisiei au fost de acord cu cei doi consilieri să fie membrii ai Consiliului de Administrație ai Școlii Buciu. Și mulțumim. Vom aproba proiectul. Mulțumesc. Pentru alte propuneri, supunem la vot. Mulțumim. Unanimitate. Proiectul. Vă rog, doamne primar, prezentăm punctul 5 al ordinii de zi. Referat de motivarea proiectului de hotărâre referitor la acceptarea ofertei de donație a imobilului teren în suprafață de 205 metri pătrați situat în intraglanul comunei Bucem, județul Bacău, cu destinația de amplasare stații de reglare, măsură și zonă protecție pentru obiectivul de investiție, înființare rețea distribuției gaze naturale în comuna Bucem, județul Bacău. Doamne și domnule consilieri, așa cum v-am adus la cunoștință și cum ați aprobat în una ședințele anterioare, unul din obiectivele prioritare pentru Comuna Bucium anul acesta și următorul este să realizăm rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Această investiție se află în derulare în sensul că ne aflăm în faze prealabile pentru obținerea finanțării. Însă, pentru a definitiva documentația, este important să facem dovadă că avem și locațiile pentru amplasarea unor construcții care să deservească instalațiile necesare funcționării sistemului. Una din aceste construcții o reprezintă stația de reglare, măsură și zona aferentă de protecție pentru care este necesară o suplafață de teren. Studiind plasamentele potențiale care o să le dăm această destinație, am constatat că cea mai potrivită este o suprafață de teren pe care o dețin în proprietate și pentru care mi-am exprimat intenția de a o dona Comunei Buciu. Este vorba de 205 metri pătrați teren arabil intradran, identificată cu numărul cadastral 61.288, și numărul de carte funciară 61.288 al localității Bucium, în județul Bacău, situată în intravalanul satului Răcăuți, comuna Bucium, tabloul 55, parcela 1077/73. În acest sens s-a realizat o dezlipire a acestei suprafețe din totalul terenului pe care îl am în proprietate și am făcut o ofertă de donație către Consiliul Local Bucium, pe care o doresc să o analizați și să o aprobați în această ședință. Consider că prin acceptarea donației suntem scutiți de cumpărarea unui teren căruia să-i dăm o destinație despre care am făcut vorbire și nu vom fi puși în situația amânării întocmirii documentației pentru obținerea finanțării la acest proiect. Întrucât acest proiect de investiție este foarte important pentru locuitorii din Comuna Bucium, am inițiat acest proiect de hotărâre pe care îl supun să analize și aprobare. Da, mulțumim, domnule primar, doamna președinta Comisiei Juridice. Comisiei au anunțat că am urat în vedere faptul că domnul primar donează cei 205 metri de teren arabil în Tradina. Deci proiectul nu este acolo. Mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim.
Vă rog, domnul primar, prezentăm ultimul punct al ordinii de zi, penultimul de fapt. Raport de specialitate pentru avizarea pe de hotărâri privind... Referat din motivarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea valorii de investiție a proiectului de dotare cămin cultural în sat Bucin, comuna Bucin, județul Bacău. Și solicitarea scrisorii de garanții din partea Fondului Național de Garantare a creditorilor pentru IMM. Doamnelor și domnilor consilieri, obiectivul de investiție publică dotare cămin cultural în satul Bucin a obținut finanțare nerambursabilă din partea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale conform contractului de finanțare încheiat în luna mai 2019 cu o durată de execuție 36 de luni și o durată de implementare a proiectului de 33 de luni. Conform contractului de valoare de investiție a proiectului este în sumă de totală de 416.464,52 lei, din care valoarea eligibilă 304.326,01 lei și valoarea neeligibilă 112.138,51 lei în vederea implementării acestui proiect este nevoie de o sumă de bani ce reprezintă avansul pe care îl putem solicita sub formă unei scrisori de garanție de la FNGCIM CSAIFN, reprezentând 100%, adică 152.160,67 lei. Ca asta este împrumutul, da? Împrumutul de 152.160,67 lei. De considerentul că și acest obiectiv de investiție este foarte important pentru lucrurile statului Bucim și trebuie continuat, am inițiat acest proiect de hotărâre pe care îl supun de analiză și aprobare. Aici este despre vorba de la Fondul de Garantare, să împrumutăm 152.000 de lei pentru a da drumul la achiziționare dotării cămin. Mulțumim! Comisia Economică și Punitorerea. Vă rog, domnul mulțumesc! Membrii comisiei au studiat acest proiect propus de domnul primar și au fost de acord. Mulțumesc. Pe discuții. Mulțumesc. Supunem la vot acest punct al ordinii de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul 7. Diverse. Diverse. Dacă aveți probleme deosebite, cine dorește? Înscrieți-vă. Vă stau la dispoziție. Nu sunt. Mulțumesc. Ședința o putem declara închisă. Ne revedem la viitoare. Sau mai devreme. Thank you.